am căutat să văd care sunt lucrările lui Dumnezeu. Și uitați-vă în Psalmul 148, de la versetul 1 la versetul 12. Am găsit enumerate o mare parte din lucrările lui Dumnezeu. Și haideți să le luăm pe rând așa puțin. Haideți să citim. Lăudați pe Domnul, zicea psalmistul. Lăudați pe Domnul din înălțimea cerului. Știți ce e interesant în psalmul acesta? Începe de sus în jos. Pavel, Sfântul Apostol Pavel, spunea că la un moment dat a fost răpit până în al treilea cer. Există trei ceruri, dar sigur acum asta e prea complicat cu o seară de evanghelizare. Cerul al treilea e locul unde locuiește Dumnezeu și toată oștirea cerească. Așa spun teologii, că ăsta e al treilea cer. Cerul al doilea e văzduhul, universul acesta făcut din planete, stele, galaxii, unde vor să ajungă ăștia pe Marte. Cum ăsta ar fi cerul al doilea. Iar cerul întâi, cumva, ar fi cerul în care locuim noi, zona aceasta omenească. Suprafața aceasta de pământ cu aer, unde noi locuim, acesta ar fi, zic teologii, cerul întâi. Și mă uitați-vă, dumneavoastră, ce frumos surprinde Duhul lui Dumnezeu. Când vrea să arate lucrările lui Dumnezeu de sus în jos. De la al treilea cer, la al doilea cer și la cerul nostru. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați în locurile cele înalte. Și uitați ce spune, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Astea sunt lucrările lui Dumnezeu, asta e creația lui Dumnezeu. În al treilea cer, îngeri, toate oștirile lui Dumnezeu. Apoi coboară în al doilea cer. Lăudați-L soare și lună. Lăudați-L toate stelele luminoase. Și astea sunt lucrările lui Dumnezeu, creația lui Dumnezeu. Lăudați-L cerurile cerului. Și voi ape care sunteți mai presus de ceruri. Nu știu cum sunt astea, dar dacă le scrie, așa este. Să laude numele Domnului, că cel a poruncit ce au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Și apoi coboară cu aceste lucrări ale lui Dumnezeu, coboară în cerul nostru, în zona unde noi trăim. Și uitați ce spune mai departe, de la versetul 7 până la versetul 12. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, al treilea cer. Și apoi începe, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină. Domnule, dar și astea sunt lucrările tale. Eu lucrat la pompieri ultima dată. Dați-mi voi să fac așa o mică paranteză aici. Și chiar n-am spus odată unul cu elevii noștri, bă, voi vedeți că merge să stingeți focul. Știți ce zice Biblia? Că Dumnezeu din flăcări de foc face slujitori. Voi când merge să stingeți focul, voi aveți de-a face cu slujitorii lui Dumnezeu. Dacă Domnul vă lasă să-i dați la o parte acest slujitor al lui Dumnezeu, o veți face. Dacă nu, cu toate substanțele pe care voi le aveți, nu se puteți stinge. Flăcări de foc, grindina, lucrările lui Dumnezeu, grindina, aia care mi-a distrus în urmă cu 4 ani mașina total, în Zalău, am avut așa o cădere. Și aia lucrările lui Dumnezeu și am mulțumit lui Dumnezeu. O zis colegii mă, Dumnezeu, sănătos la cap. S-a lovit grindina mașina, s-a spart și geamul din față și luneta și toată mașina. Și a zis, slăvit să fie lumire Domnului. Amin. Că și grindina e lucrările lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Uitați ce zice mai departe. Zăpada. Ceața, vânturile năprasnice care împlinesc poruncile Lui. Acestea sunt lucrările Lui Dumnezeu. Suntem la prima parte. Vrem să vedem care sunt lucrările Lui Dumnezeu. Apoi vine și spune mai departe. Munți și dealuri, pomi roditori și cedri toți. Și apoi vine acum la făpturile acestea, la ființele acestea. Fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate. Se apropie acum de cea mai frumoasă dintre lucrările lui Dumnezeu. Împărații ai pământului și popoare toate, voievoți și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii. Adică într-un cuvânt, omul. Aici am vrut să ajung. Că Dumnezeu are multe lucrări și multe creații. La treilea cer, la al doilea cer, și toate acestea, spune Scriptura, laudă pe Dumnezeu. Cum laudă pe Dumnezeu îngerii? Nu știu. O să vă spun într-o zi când o să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Nu vorbesc limba îngerilor. Dar știu că o fac într-un mod minunat. Cum planetele
laudă pe Dumnezeu, cum stelele cântă pe Dumnezeu, nu știu. Dar știu, dragii mei, că toate aceste lucruri sunt lucrări ale lui Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu vine mai jos și vrea să ne arate că la urmă, le lasă la urmă pentru, pe cele mai frumoase dintre lucrările lui Dumnezeu, pe cea mai deosebită dintre ele, omul. Lucrarea lui Dumnezeu cea mai mare, încununarea creației lui Dumnezeu, ești tu, dragul meu. Aleluia. Și sunt eu slăvit să fiu. Pe toate celelalte Dumnezeu le-a făcut pentru om. Dacă veți citi în cartea Genezei, o să vedeți că pe toate aceste lucruri le-a făcut pentru om. Dar pe om l-a făcut Dumnezeu pentru slava și gloria Lui. L-a făcut după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Noi vreau să mergem mai departe așa, ca la școală. Să mergem să vedem care sunt, o primă întrebare, am aici câteva întrebări pe care mi le-am notat, așa să meargă repede. Care sunt lucrurile lui Dumnezeu? Vi le-am arătat. Și dintre toate acestea, dragii mei, vă rog să rețineți. Omul este cea mai frumoasă, cea mai minunată și cea mai importantă pentru Dumnezeu. Pentru că zice că cerurile vor trece. Cerurile vor arde. Dar omul, ființa aceasta, o să vedeți imediat cât de important e pentru Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Deci vă rog să țineți minte. Ce zicea psalmistul? Să se bucure Domnul de lucrările Lui. Repet, cum se bucură de înger, nu știu. Cum se bucură de planete și de soare și de lucrurile acestea, nu știu. Ce vreau să vedem în continuare, dragii mei, cu Scriptura. Vreau să vedem cum se poate bucura Dumnezeu de noi. Când se bucură Dumnezeu? Când se bucură Dumnezeu de lucrurile Lui? Că aici zicea psalmistul să se bucure Domnul de lucrările Lui. Și acum următoarea întrebare, după ce am văzut care sunt lucrările Lui, vrem să vedem când se bucură Domnul de lucrările Lui. Și știți ce unde m-a dus Domnul cu gândul, dragii mei? Că zice că cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură și Dumnezeu de noi. Și am privit la imaginea unui tată și a copilului Lui. Ca să pot înțelege pe Dumnezeu când se bucură de noi, trebuie să privim la imaginea unui tată, la imaginea unei mame, în relație cu copiii. Când se bucură un tată de copilul Lui? Ce ziceți dumneavoastră? Am întâlnit într-o zi cu un frate și îmi spunea, frate, ziceți foarte bogat, sunt milionar, dar nu mă pot bucura, zice, pentru că acești copii ai mei nu-mi fac cinste. Copiii mei nu ascultă. Copiii mei sunt cu droguri, copiii mei îmi fac probleme. Pot eu să am mai mulți, dar copiii mei nu mă ascultă. Știți când se bucură un tată? Atunci când copiii lui îmi ascultă. Și asta este ideea pe care vreau să o prindeți. Atunci se bucură și Dumnezeu de lucrările Lui, dintre care noi suntem cea mai mare și mai frumoasă lucrare. Când noi ascultăm de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Gândiți-vă, aveți o mașină, v-ați cumpărat o mașină, nu? Ați cumpărat, nu să o țineți stricat acasă. Ați cumpărat să vă folosiți de ea. Nu? Zice odată un frate, zice, era supărat, l-am întrebat, ce faci, frate? Zice, vă, supărat, zice că nu mă ascultă mașina. Eu știu și am înțeles. Că nu se poate folosi de mașina pe care o dat mulți bani ca să se folosească pe ea. Da? O soră, uite că sunteți și surori să vorbim mai de frați. Nu? Cumpărați, nu știu, o mașină de spălat ca să nu mai spălă nimeni cu mâna, ca pe vremuri, da? Și cum ar fi să aveți cea mai frumoasă mașină de spălat, dar dumneavoastră să nu vă puteți folosi de ea. E stricată sau e vreo problemă cu ea. Nu e așa că atunci vă puteți bucura de ea când mașina e vașită? Când mașina aia funcționează la parametrii pentru care a fost făcută. Nu, tot la fel, să știți, dragii mei, stau lucrurile cu Dumnezeu. Dacă noi ne bucurăm de aceste lucruri pe care le avem, dacă noi ne bucurăm de copiii noștri când ei ne ascultă, tot la fel, vă rog să rețineți, și Dumnezeu se poate bucura de lucrările Lui, în special de noi, de oameni, atunci când noi ascultăm. Slăviți! Amin! O altă întrebare. Cine se bucură astăzi de tine? Cine se bucură astăzi de tine? Puneți întrebarea aceasta. Cine se bucură astăzi de mine? Pentru că, vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu spune că sunt doi stăpâni. Deși, să nu înțelegem greșit că sunt două forțe în univers, cum zicea cineva, binele și răul, Dumnezeu și Satan, pentru că Satan e mic, e nimic.
Dumnezeu este adevăratul stăpân al întregului univers, iar Satan este îngăduit cu un scop bine ales de Dumnezeu pentru timp și pentru vreme. Dar totuși, Biblia spune că și el este un stăpânitor. Spune cuvântul lui Dumnezeu, afișează, te rog, Ioan 14:30. Spunea Domnul Iisus Hristos și dacă Domnul Iisus a spus lucrul acesta, trebuie să credem. Spunea Domnul Iisus într-o împrejurare, nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Acum eu vă întreb, dragii mei, în seara aceasta, pentru că și el este un stăpânitor, îngăduit de Dumnezeu pentru un timp și pentru o vreme. Cine se bucură de tine? Se bucură stăpânul Universului Dumnezeu sau se bucură cel rău? Pentru că dați-mi voie să văd și vedeți și dumneavoastră, trăim într-o lume în care vedem atâția oameni. 8 miliarde, am trecut de 8 miliarde de oameni pe planeta Pământ. Dar de cei mai mulți dintre aceștia nu se bucură Dumnezeu, se bucură vrăjmașii. Pentru că beau, pentru că fumează, pentru că înjură, pentru că fac atât de multe lucruri. Lucruri care nu-L bucură pe Dumnezeu. Lucruri acestea îl întristează pe Dumnezeu. Și atunci oamenii aceștia dovedesc că ei îi slujesc celui rău, din păcate, dragii mei. Dar în această seară aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi, noi cui slujim? Slujim adevăratului Dumnezeu? Sau slujim celui rău? Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, în seara aceasta, că cel care are dreptul să se bucure de noi este unul singur. Știți cine are dreptul să se bucure de noi? Cel ce ne-a făcut slăviți să-i fenomene. Dacă veți citim Psalmul 139, zice, El, zicea David, m-a țesut în chip tainic ca în adâncimile pământului. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem turma Lui, noi suntem poporul Lui, noi suntem turma pășunii Lui, zicea psalmistul în Vechiul Testament. Noi suntem al Lui Dumnezeu, El ne-a făcut. Din la cea mai mici celule până în ziua de astăzi, ceea ce suntem, Dumnezeu ne-a făcut. De aceea El are dreptul să se bucure de noi. Nu vrăjmașul. Gândiți-vă la un tată. A dus pe lume copilul acela, s-a îngrijit din greu de el. A crescut copilul acela. Și în loc să se bucure de el și să asculte și copilul să muncească și să ajute pe lângă casă, copilul se duce în vecini, la cel care îl urăște pe tatăl lui. Și în loc să asculte de tata, copilul ăsta ascultă de dușmanul din vecini. Dați seama ce simte inima lui Dumnezeu când vede că toți oamenii pe planeta Pământ am fost creați de El. Am fost făcuți de El, țesuți în chip minunat, slăvit să-i fie numele. Și noi astăzi, în loc să venim la El și El să se bucure de noi, că El are singurul drept, vrăjmașul n-a contribuit cu nimic, nici la facerea noastră, nici la creșterea noastră. El din totdeauna a încercat numai să distrugă, să fure, să înjunghe, să nimicească. Așa spune Scriptura. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani 11:36. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Amin. Suntem din El, scumpii mei. El ne-a făcut, ai Lui suntem, El ne-a țesut. El ne-a dus în lumea aceasta, El ne-a păzit. Prin El suntem și supraviețuim. Fiecare secundă noastră, fiecare bătaie a inimii noastre este doar datorită Lui Dumnezeu. Amin. Că dacă El n-ar vrea, s-ar opri inima noastră. Și atunci zice, ca o concluzie, pentru El. Acest pentru El înseamnă, nu înseamnă nimic altceva decât pentru slava Lui, pentru gloria Lui. Aleluia. El are dreptul să se bucure de mine. Aleluia. Când am înțeles adevărul acesta, dragii mei, am întors spatele lui Satan. Când am înțeles adevărul acesta, am întors fața spre Dumnezeu și am uitat fratele Nelu aici. Când îți întorci privirile spre El, spre Dumnezeu, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dar până atunci, se prea poate să fii în slujba lui Satan. Până atunci se prea poate să fii în slujba unui alt stăpân. Și Biblia spune că nu poți să slujești la doi stăpâni. Cum ne verificăm? Că am zis că în seara aceasta vrem să ne verificăm dacă suntem în slujba lui Dumnezeu sau nu suntem. Haideți să facem un test. Haideți să ne verificăm. Și chiar Biblia vorbește prin Apostolul Pavel, zice, cercați-vă pe voi înșine, vă dacă mai sunteți în credință. Haideți să facem niște teste în seara aceasta. Doriți, fiecare, nu trebuie să dați răspuns, nu trebuie să vă ridicați mâna sus, dar să vă cercetați în lumina pe care Duhul Sfânt o va aduce minții dumneavoastră. Să vă cercetați și să spuneți, mai, eu nu prea pentru slava lui Dumnezeu, eu nu, Dumnezeu nu se laudă cu mine. Sau Dumnezeu se laudă cu mine și dai slavă lui Dumnezeu. Am fost un frate acolo, când ne-au rugat mai înainte, ridicam mâna sus, aleluia!
După cercetarea asta, supăs frate, ridica mâna sus mai departe. Haideți să ne uităm puțin la mâinile noastre. Mâinile noastre cui slujesc? Mâinile noastre, zice Apostolul Pavel, îl vreau dar ca bărbații, în orice loc, să ridice mâini curate spre Dumnezeu. Să ridică mâinile tale în orice loc. La magazin, pe stradă, oriunde, poți ridica mâinile să slăviți să fie numele Domnului. Sau nu prea. Dau exemplu acesta, frații care slujesc împreună cu mine cu cântarea, m-au auzit de multe ori spunând exemplele acestea. Biserica noastră, cu mulți ani în urmă, a venit niște misionari din Indonezia. Și un băiat tânăr, undeva 24-25 de ani, spunea el, uitați-vă la mâinile mele. Și ne-am uitat cu toții, mâini obișnuite. Zicea el așa, uitați-vă la mâinile acestea, cu mâinile acestea. Acolo în Indonezia, de unde noi venim, zice, am omorât atâția oameni în ringurile de box pentru bani grei. Erau lupte de felul acesta ilegale și el primea bani, se lupta cu alții și zicea, cu mâinile acestea am omorât oameni. Mâinile acestea, spunea el, acum era pocăit când mărturisea, mâinile acestea n-au slujit lui Hristos înainte. Mâinile acestea au slujit banului. Mâinile acestea au slujit celui rău. Mâinile acestea au slujit altcuiva care fura, nu? Dar a venit vremea să înțeleg ce zicea Apostolul Pavel, zicea el, că mâinile acestea n-au fost făcute să amenințe, să lovească. Ce zice Biblia, cine fura să nu mai fure, ci să ajute, să aibă, să dea celui care lipsește. Cu mâinile acestea o să mângâi pe un frate care lovit să mângâi, să-l ajuți. Costache Ioanit, place fratele meu să citească în Costache Ioanit și mie îmi place. Spune la un moment dat într-o poezie, mâna ta, zice, să ia ciocanul, să bată un cui în gardul unei văduve, să meargă să îmbrace pe un copil sărac. Atunci sunt mâinile în slujba lui Dumnezeu. Atunci când vii la biserică și ridici mâini curate și lauzi pe Dumnezeu, să vin să fie numele Domnului. Cum sunt mâinile tale, dragul meu? Domnul vrea să se bucure de lucrările noi. Vrea să se bucure Dumnezeu de mâinile tale. Dumnezeu ți-a dat putere în mâinile tale. Așa că pune-le în slujba lui Dumnezeu. Amin. Picioarele tale. Picioarele tale. Îs în slujba lui Dumnezeu sau în altă slujbă? Mi-aduc aminte zile de câte vorbeam cu nevastă-mea și mi-aminteam cum am cunoscut-o. La o discotecă. Eram amândoi în lume. La o discotecă. La un bal, că așa se zice atunci. Bal. Și nu mă mir de unde vine numele de bal, că s-a fost un idol în vechiul Testament, Dumnezeu în Vechiul Testament. Și acolo, dansând până în tavan. Și când un frate de la liceu mă chema să mă duc la biserică, venea să bat. Și n-am avut niciodată picioare de mers la biserică. Dar aveam de mers peste nu știu câte dealuri pe jos, până la bal. Și dansam toată noaptea cu picioare acestea făcute de Dumnezeu. Cu celulele acestea puse de Dumnezeu, cu mușchii aceștia, cu sistemul osos pus de Dumnezeu în picioarele mele, îl lăudam pe cel rău și dansam pentru cel rău. Dar n-aveam picioare de mers la văduvă, la sărac. N-aveam picioare de mers la biserică. Până într-o zi când Dumnezeu să vi se fie numele schimbat. Ce lucru aceasta? Cum sunt picioarele tale? Deci ne cercetăm fiecare dintre noi. Mă bucur când mi se zice, haide la casa lui Dumnezeu! Zicea David într-o împrejurare. Te bucuri? Slăvit să fie numele Domnului. În atunci picioarele. Zicea în Vechiul Testament, ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce aduc vești bune, a celor ce vestesc Evanghelia. N-am venit pe jos, am venit cu mașina, dar dacă trebuia să venim pe jos, veneam de dragul lui Hristos până aici pe jos. Dar Dumnezeu ne-a învrednicit și să venim cu mașina. Pentru că i-a dat Hristos picioare, care acum sunt în slujba Lui. Slăvit să fie numele. Gura ta, acum este. Când Dumnezeu a dat omului gură, spre deosebire de celelalte făpturi, de celelalte lucrări ale Lui, Dumnezeu ne-a dat-o cu un singur scop. Să-L binecuvântăm pe El. Amin. Să-L lăudăm pe El. Să-L cinstim, să-L onorăm. Nu numai din când în când Tatăl nostru și după aia să zicem ceva și să ne batem peste gură. Că am văzut asta în neamul în care am pățit de multe ori. Oamenii vorbeau, la urmă ziceau câte un jurător și pe aia îi dădeau peste gură ca și când s-o rezolva problema. Nu e așa simplu, scumpii mei. Problema păcatului nu e așa simplă. Gura noastră laudă pe Dumnezeu. Sau din când în când îl laudă.
Nu? Când suntem la biserică laudă, m-am văzut, chiar m-am uitat, să știți. Eu sunt un privitor de oameni. Chiar m-am uitat la toți și acum știu cine-s prietenii în seara aceasta, cine-s prieteni, știu. Și ce am observat? Când s-o cânta cântările astea frumoase, a scândat. V-a spus gura în slujba lui Iisus. Dar după ce veți pleca de aici, Doamne, ce veți face? Înapoi la mâncat iar, facet iar, Doamne, păzește, așa ceva, nu? Nu, nici vorba. Gura aceasta a făcut-o Dumnezeu ca să-L proslăvească pe El. Din același izvor nu poate să iasă și apă dulce și apă amară. Să ne ajute Dumnezeu gura aceasta să o pune numai în slujba lui Hristos. Și numai pentru El, pentru slava Lui, să se audă din ea cântări de laudă. Psalmi. Slăviți să fie numele Domnului. Urechile tale. Auzi tu glasul lui Hristos? Sau ce glasuri auzi? Auzi tu când îți vorbește Dumnezeu? Ce auzi? Spunea cineva odată așa de frumos, vă rog să fiți atenți. Spunea cineva așa de frumos odată, zice că Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt. Prin Scriptură. Ne șoptește prin Duhul Sfânt. Și strigă la noi prin evenimente. Scumpii mei, când ați auzit ultima dată pe Dumnezeu? Cu urechea dumneavoastră. Sigur, la mână o să ziceți, măi, tu auzi voce? N-aud voce. Câteodată mai vorbește Dumnezeu și așa să mai aud, dar n-aud voce. Dar aud cu urechea inimii cum Dumnezeu îmi vorbește. Tu auzi? Când ți-a vorbit Dumnezeu ultima dată și ai auzit? Pentru că dacă n-ai auzit, se prea poate că urechea aia ascultă bârfă, se prea poate ca urechea aceea să asculte muzică care nu-i sănătoasă, care nu-i bună, muzică populară. A fost odată undeva într-o familie, frans, și mergea Hora TV. Cum se poate așa ceva? Tu vrei să-ți vorbească Hristos și Hora TV, muzică populară cu hei, leliță în deal la tine să culegem răzăchie și minciuni și povești și prostii și nebunii de felul acesta. Și vrei să-L auzi pe Hristos vorbindu-ți? Urechea vrea Dumnezeu să fie în slujba Lui. Dacă Dumnezeu dorește să se bucure de lucrările Lui, eu sunt cel mai mare dintre lucrările Lui Dumnezeu, atunci urechea mea să fie gata să audă șoapta Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Că zicea David, odată mi-a vorbit Dumnezeu și am auzit de două ori, slăvit să fie Domnul. Celor mai mulți oameni Dumnezeu le vorbește de milioane de ori și n-au niciodată. Din păcate. Doamne, e milă de noi. Inima ta cui slujește? Sunteți aici și tineri și tinere. Inima ta cui slujește? Pentru cine bate mai tare? Pentru Dumnezeu și pentru lucrarea Lui? Sau când treci pe lângă băiatul respectiv bate inima mai tare? Fata, nu? Sau când treci pe lângă fata respectivă bate inima mai tare a băiatului? Nu? Pentru cine bate inima ta? Bate pentru Hristos sau nu? Uitați ce spune în Proverbe 23:26. Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Vrea Dumnezeu să-i dai lui inima. În seara aceasta am făcut-o așa, o cercetare subiectivă. Oare cum stăm, dragii mei? Stăm bine? Eu nu cred că stăm bine. Dacă nu stăm bine, dacă Duhul lui Dumnezeu v-a arătat că aveți de reparat anumite lucruri, că aveți probleme, că nu slujim pe Dumnezeu, că nu i-am dat toată ființa noastră Lui, atunci, dragii mei, trebuie să înțelegem că trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva. Trebuie să schimbăm ceva. Câteva lucruri care pot fi confundate cu ascultarea de Dumnezeu. Religiozitatea cuiva. Poate ești aici în seara aceasta să spui, dar băi, auzi, eu sunt bine. Eu sunt religios. Mă duc la biserică, de două ori pe an, de trei ori pe an, mai des. Nu? Uitați ce spunea Domnul Iisus Hristos în Luca 6:46. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Scumpii mei, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Religiozitatea noastră nu ne ajută cu nimic. A venit un tânăr bogat la Domnul Iisus Hristos și s-a întors înapoi fără să primească viața veșnică. Domnul să se îndure de noi, să pricepem că faptul că suntem religioși, faptul că mai mergem din când în când,
Bine, mai facem o cruce, că mai dăm ceva din când în când, că mai zicem un Doamne ajută. Nu-i destul! Nu-i destul! Să nu confundăm religiozitatea noastră cu ascultarea de Dumnezeu, că nu este. Ținerea unor obiceiuri și unor dati. Pe neamul nostru românesc, dați-mi voie să vă spun că nu știu dintre națiile Pământului și cunosc câteva nații care au mai fost în anumite țări. E groaznic. Atâtea dati, atâtea tradiții. Dacă lucrezi, vine Sfântul Ilie, tijbitul și cu carul de foc te trăznește. Bine că nu ne trăznește atunci când suduim și blestemăm numele Lui Dumnezeu. Că dacă am dat cu sapa în ziua cutare, neamul acesta românesc are o mulțime de dati în tradiții și obiceiuri. Ridicate peste cuvântul Lui Dumnezeu. Și uitați ce spune din nou cuvântul Lui Dumnezeu în Marcu 7:7. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Vedeți, dragii mei, noi nu după porunci omenești, date și tradiții trebuie să ne luăm. Ăstea par că sunt ascultare de Dumnezeu, par că este o formă de evlavie, dar înaintea lui Dumnezeu nu valorează nimic. Încă ceva care poate să fie confundat cu ascultarea de Dumnezeu. Și asta am întâlnit, situația asta. Faptul că la cineva merge bine. Am întâlnit un om care spunea, zice, mă, da, uite, eu am bani, am sănătate, am tot ce-mi trebuie. Păi precis, ia să le am că Dumnezeu e de acord cu mine și îmi place viața pe care duc. Serios, dragii mei? Este, sper că nu e niciunul pe aici care să gândească în felul acesta să spună, am bani, sănătos, precis, Dumnezeu îi place de mine, de-aia m-o binecuvântat doar. Nu. Avem un exemplu acolo de bogatul acela din Luca 12, care i-a rodit țarina și Dumnezeu spune, nebunule! Sau de celălalt bogat? Unde spune cuvântul lui Dumnezeu care era îmbrăcat în porfiră și în subțire, sănătos, pușcat de sănătate. Și ajunge în fundul iadului. Să nu ne gândim cumva dacă avem din lucrurile acestea și ne merge bine, că noi stăm bine înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să ascultăm de Dumnezeu, dragii mei? Pentru că am văzut că așa se bucură Dumnezeu când noi ascultăm. Haideți să vedem patru aspecte, pe scurt așa. Ce înseamnă ca Domnul să se bucure de lucrările Lui? Ca Domnul să se bucure de noi. Am zis că trebuie ascultare de Dumnezeu, dar hai să vedem patru aspecte în care Dumnezeu ne cere ascultare. Patru trebuie. Ce ziceți când Dumnezeu zice trebuie? Trebuie să facem sau nu? Amin. Trăim în vremurile astea când părintele spune la un copil, du-te și fă cu tare lucru și copilul se duce sau nu se duce. Când profesorul astăzi, pe vremuri, Doamne ferește să fie făcut ceva, că e preznea profesorul. Și dacă îi spunea mamei acasă, m-a bătut doamna profesoară Bodea. Aveam o profesoară numai de perciuni, numai de perciuni îl lua. Și într-o zi m-a tuns tata la zero și a zis, gata, nu mai am perciuni, nu mai are ce să fac, m-a prins de ureche. Și tot m-a pedepsit. Și când a spus tata, oh, că nu ți-o dai destul, îți mai dau și eu. Vedeți? Trăim vremurile acestea, dragii mei. Haideți să vedem când Dumnezeu zice că trebuie. Când Dumnezeu zice că trebuie. Patru lucruri pe care Dumnezeu spune că trebuie să le facem. Dacă vrem să fim plăcuți Lui, am venit în seara aceasta de la Zalău până la dumneavoastră. Să vă arat, dragii mei, în smerenie și în umilință. Lucruri pe care eu le-am experimentat în urmă cu 26 de ani. Și care de 26 de ani mă țin pe calea Lui Dumnezeu. Lucrurile acestea le-am aplicat în viața mea și funcționează. Și vreau să vă învăț în dragoste. Și pe dumneavoastră, nu că nu le-ați ști, nu că n-aveți frați deosebiți care să vă învețe. Doar vi le aduc aminte. Dar poate unii chiar nu le știți. Poate sunteți unii prieteni aici care poate v-ați baza pe religiozitate, poate v-ați baza pe alte lucruri. În seara aceasta, vrem, și uitați-vă, tot ce am făcut, am documentat cu Cuvântul Lui Dumnezeu. Eu la originea mea sunt cu Academia de Poliție și sunt jurist. Am facultatea de drept și eu tot ce spun, nu vreau să spun nimic de la mine, ca să nu zică cineva, mă, ce bine au vorbit, dar dacă e numai părerea lui. Eu tot ce spun, vreau să spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Orice adevăr îl rostesc, eu aduc versete. Și vreau să vă arăt, dragii mei, cu versete, cu Sfânta Scriptură, patru lucruri nemaipomenit de importante, de care trebuie să ținem seama ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. 1. Trebuie să avem credință. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Un prim trebuie. Evrei 11:6. Și fără de credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Că cine se apropie de Dumnezeu, și noi vrem să ne apropiem de Dumnezeu, de asta facem seara de evanghelizare.
Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Amin. Că El este și că răsplătește pe cei ce caută. Fără de credință, dragii mei, nu putem să fim plăcuți de Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu mai este un Dumnezeu cum era odată, cum când era Domnul Iisus printre noi, puteam să punem mâna pe El, să spunem, ăsta e Domnul Iisus Hristos, ăsta e Petru. Nu? Nu mai putem. El este la dreapta Tatălui. Și astăzi noi trebuie să privim spre El prin credință. Amin. Ce înseamnă credința asta? Că vedeți dumneavoastră, de multe ori am fost întrebat și mi s-a spus, auzi, tu ai credință penticostală, eu am credință ortodoxă. Tu ai credință baptistă, eu am credință catolică. Nu asta e credința care o cere Dumnezeu de la noi. Credința pe care o cere Dumnezeu de la noi se găsește în cartea Iuda, scrie acolo, pe când mă pregăteam cu tot din adinsul să vă vorbesc despre mântuirea voastră, cu obște, zice, m-am văzut silit să vă îndemn, să luptați pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Este o credință mântuitoare pe care trebuie să o avem. Și despre asta vreau să vorbesc, dragii mei, în câteva cuvinte. Și apoi vă las și celelalte trei lucruri. Pentru că e greu să vorbești despre conceptul acesta de credință, pentru că mulți oameni cred. Și dragii cred, zice Scriptura. Știți că zice Biblia că și dragii cred și se înfioară? Și mulți oameni spun, n-am întâlnit foarte puțin, la mine la muncă aveam un colonel care a spus, spunea pe față, eu sunt ateu. În rest, toți ceilalți. Pancă unul mai zicea că crede în extraterestri. Dar și ăsta credea în ceva. Colonel. Credea în extraterestri. I-a zis, omule, am mai multe dovezi că există Dumnezeu decât ai tu dovezi, nici măcar una, că există extraterestri. Mă rog, dar era credința lui. Ce înseamnă credința aceasta, scumpii mei? Romani, Evrei 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Și aici vreau să ajung la partea a doua. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și ce înseamnă a te încredința? O puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. A te lega de ceva și a nu te mai lăsa de el. Ăsta e sensul original. A te încrede în Dumnezeu și a nu te mai lăsa de Dumnezeu niciodată. Că așa și noi credem. Toți românii cred. Folosesc exemple de multe ori și iarăși mi-am ceasă de doamnă. Și voi știți de ce vreau. Profesor de teologie a vrut să învețe pe copiii lui o lecție practică cu o credință. Și pentru că Domnul Iisus Hristos spune în Scriptura că niciodată nu le vorbea fără pildă, vă dau și în seara aceasta câteva pilde ca să înțelegeți, dragii mei, cum e cu credința asta. Ca să vedeți că această credință care ni se cere nouă are un aspect practic. Nu doar și noi credem undeva cu mintea noastră că este ceva în universul acesta. Nu, nu există. Un profesor de teologie, un frate de-al nostru care învăța copiii la liceu, vrea să învețe pe copii cum e cu credința. Și nu mai nu reușea. Și a zis, hai să fac ceva practic. Și-a luat ceasul de pe mână și l-a pus pe catedră. Și a zis așa. Primul dintre voi copii care dorește să vină să ia ceasul, îl dau pe gratis, fără bani, fără plată, să-l ia. Toți copiii au zis, nu se poate. Cum? Că profesorul îi dea ceasul ăla lui frumos? Nu se poate așa ceva. Și a zis profesorului, nu. Primul dintre voi care vine, îi dau ceasul. De pe ultima băncuță s-a ridicat un copil așa mai rușinat, mai timid. Vine el în față, pune mâna încet pe ceas, că se chemea să nu tragă profesorul înapoi, pune mâna pe ceas, îl bagă în buzunar și se duce la bancă. Și am toți copiii, frate profesor, zice, dar chiar i-ați dat ceasul? Am dat. Dar el a dat de tot i-l-am dat. Dar nu-i luați înapoi după pauză? Nu-i iau înapoi după pauză. Și au zis ce au zis toți copiii în cor. Dacă am fi știut, la care profesorul și ce a zis? Nu, că v-am spus. Dacă ați fi crezut. Dacă ați fi crezut. Vedeți, credința are un aspect practic. Ai înțeles ce ai de făcut? Și acționezi. Și nu-i de mirare că vine Domnul Iisus Hristos și spune, cine crede, se botează. Păi cine crede, ala imediat acționează, se duce și se botează. Dar cine nu crede, nu mai face niciun botez. Nimic mântuit. Dar cine crede și se botează, zice Marcu 16, cu 16, va fi mântuit. Credința are un aspect practic. O credere neclintită în Dumnezeu. Și mai dau un exemplu. Și asta îmi place, exemplul acesta pe care l-am auzit. Un frate bătrân de-al nostru
bolnav de pe acum, nu mai mergea la biserică, era bătrân, îl vizitau tinerii de acasă. Fratele fusese tâmplar și făcuse un scaun foarte interesant. La bătrânețe făcuse un scaun care, dacă te uitai la el, părea foarte urât și foarte vechi. Intenționat l-a făcut să pară urât și vechi, intenționat l-a făcut cu un picior mai scurt. Când îl vedeai, te fereai să treci pe lângă el, că numai dacă treceai pe lângă el, te gândeai după cum arată că se rupe. Dar scaunul era foarte rezistent. Și veneau tinerii la fratele nostru. Veneau tinerii la fratele nostru și îl vizitau. Și cântau o cântare și așa. Și fratele le spunea, da, zice, vă rog, luați loc. Și le-ar da scaunul. Și acum tinerii zicea, pă, la mine pune, cum se pune pe scaunul ăla, când îl vedeau cum arată. Și fratele nostru zicea, da, zice, vă rog, luați loc pe scaun. Și nici o tână nu se ducea. Atunci se ducea fratele nostru și un tâc, așa cum putea el, și s-a aruncat pe scaun. Și tinerii își puneau mâinile în cap, Doamne ferește, zice că acum se rupe scaunul. Știți ce se întâmpla? Niciodată nu se întâmpla să se rupă scaunul. Știți de ce? Pentru că toți tinerii aceia credeau că acela este un scaun. Dar fratele se și încredea în scaun. Vedeți diferența? Toți cred despre Dumnezeu. Dar nu cred în Dumnezeu. Și asta e marea problemă a noastră. Nu e ce are Dumnezeu să credem lucruri despre El. Este important să credem și lucruri despre El. Dar trebuie să credem în El. Că spunea Scriptura, cine crede în mine, în mine, nu zicea cine crede despre mine, cine crede în mine are viață veșnică. Să vii să fie numele Domnului. Ce să credem? Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Să vii să fie numele. Să credem că El s-a întrupat prin Duhul Sfânt și prin Fecioara Maria. Să credem că El a trăit printre noi plin de har și plin de adevăr. Să credem că a trăit o viață curată și sfântă și în gura Lui nu s-a găsit de legiuire. Să credem că El într-o zi a fost nevinovat, pus pe cruce, dar cu păcatele noastre asupra Lui, pe care El a ales să le ia asupra Lui. Să li se fie nouă. Pentru că noi toți am păcat. Pentru că noi toți care am fost creați inițial prin Adam și Eva să fim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin păcat am început să nu mai asemănăm cu Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a trebuit să-L trimită pe singurul Lui Fiu, ca să ia asupra Lui păcatele noastre. Pentru că numai în felul acesta noi să fim iertați de Dumnezeu. Numai în felul acesta se putea scopi. Pentru că toate păcatele noastre au fost față de Dumnezeu. Împotriva lui Dumnezeu. Fiul risipitor când se întoarce acasă, știți ce spune fiul risipitor? Dacă veți citi întâmplarea, el nu a zis nimic despre Dumnezeu. Nu l-a batjocorit pe Dumnezeu, nu l-a blestemat pe Dumnezeu, nimic. Cu tata a avut ce-a avut. Sunt de parte de vere. Și totuși când se întoarce acasă, cercetat de Duhul lui Dumnezeu, știți ce zice fiul risipitor? Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Pentru că Dumnezeu spusese cu mult înainte ca el să se nască, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și el a înțeles că atunci când nu l-a cinstit pe tata, el mai întâi l-a jignit pe Dumnezeu și apoi l-a jignit pe tatăl lui. Și de aceea, dragii mei, toate păcatele pe care noi le-am făcut, multe sau puține, mari sau mai mici, cum le numim noi, toate au lovit în Hristos, în Dumnezeu. Și de aceea trebuie să vină doar El ca să poată să le plătească. Vă dau un exemplu interesant ca să înțelegeți, dragii mei, că poate nu înțelegeți de multe ori. Când eu am întâlnit oameni care au spus, dar ce, că nu e așa mare problemă, zice. Că doar nu m-am suduit, zice. Nu m-am suduit. Nu-i mare lucru. Ce rău i-am făcut eu lui Dumnezeu? Să vedeți ce a făcut un alt profesor. Ca să ne învețe și să învățăm și noi în seara asta. Că fiecare păcat al nostru lovește mai întâi. A făcut un profesor interesant, un lucru interesant. A luat bucate de polistiren. Știți ce era polistiren? Da? A pus peste polistirenul acesta o imagine care, noi nu avem imagini, dar profesorul de dragul dialogului, ca să arate, a pus o imagine care semăna cum ar veni cu Domnul Iisus, o coroană de spini, o poză oarecum, înțelegeți, da? O lipit-o pe polistirenul ăsta. Peste imaginea aceea, fără să vadă copii, o pus o bucată de hârtie albă. Încât copiii când au intrat în clasă au văzut ceva cu o bucată de hârtie. Și profesorul a zis așa. Săptămâna viitoare, fiecare dintre voi să veniți cu cel puțin o poză sau cu două sau cu trei,
ale colegilor voștri pe care voi îi urâți. Așa a zis profesorul. Și săptămâna viitoare, fiecare și-a luat o poză cu un coleg pe care nu-l suporta, cu o colegă pe care nu o vedea bine, ca astăzi poți să iei poze de pe oriunde, de pe statusul, de pe Facebook, de pe așa mai departe. Și fiecare copil a venit cu câte două, trei poze. Și a zis profesorul acum, lipiți-le pe hârtia aceea albă. Ei nu știau ce înseamnă în spate. Și fiecare copil a lipit pozele pe hârtia aceea albă. Și a zis profesorul, acum luați fiecare câte un pix și mergeți și loviți în pozele acelor copii pe care voi îi urați. Și copiii au crezut că este o glumă și râzând s-au dus și au dat în chipurile, în pozele acelor colegi pe care îi urau. La urmă profesorul a așezat în bancă, a luat hârtia aceea albă, iar în spate, în spatele hârtiei acelea, chipul acela care chipul îl reprezenta pe Domnul Iisus Hristos, era tot strupt și zdrobit. Iar acei copii au înțeles o lecție extraordinară pentru tot restul vieții lor. Orice răutate a lor, orice păcat a lor, mai întâi îl lovește pe Hristos și mai apoi pe ceilalți din jur. Exact la fel este și cu noi. Minciuna ta, pârfa ta, răutatea ta, vorba ta, gândul tău rău, toate acestea l-au lovit pe Hristos. El, în dragostea Lui, a luat păcatele tale, multe, și ale mele, ale omenirii întregi, și le-a urcat pe sine, le-a pus pe umerii Săi, în inima Lui, le-a pironit pe cruce, spune Scriptura. Pentru că noi nu puteam să mergem cu ele. Dacă era să mergem cu ele, ne duceam în fundul iadului. Eram condamnați fără Hristos și fără jertfa Lui, fără mielul Lui Dumnezeu, eram condamnați la iad pentru eternitate. Dar a venit Domnul Iisus Hristos, pentru că Dumnezeu ne iubește, pentru că Dumnezeu vrea să se bucure de lucrările Lui. Și ne-a dat o șansă prin Fiul Lui, l-a trimis ca să ia asupra Lui păcatele noastre. Ca noi să ne ajungem în iad, ca noi crezând în El, să avem viață veșnică. Te rog, afișează Roman 6 cu 23 și apoi 24. Roman 6 cu 23. Fiindcă plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele. Fără El am fi avut moarte veșnică. Dar pentru că El a venit să moară pentru noi, dragii mei, să ia păcatele noastre asupra Lui. Dacă noi astăzi credem, și Biblia ne spune că trebuie să credem în sângele Lui, versetul următor, te rog, afișează. Da? Și vorbește mai departe acolo cum trebuie să credem și așa mai departe. Trebuie mai întâi, dragii mei, să credem. În primul lucru, vreau să trec mai repede peste lucrurile acestea. Că mai am încă trei aspecte și vreau să mai au tinerii aceștia binecuvântați să mai și cânte o cântare sau două. Un al doilea lucru care trebuie, după credință, care e foarte importantă, după credința în Hristos și în sângele Lui, un alt lucru care trebuie, pe care ne spune Dumnezeu că trebuie, dacă vrem să se bucure Dumnezeu de noi, uitați-vă care este, să ne naștem din nou, să ne schimbăm natura noastră păcătoasă. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 3 cu 7. Era un om bătrân acolo, Nicodim, un om religios, vorbeam de religie, un om religios. Fiind în dialog cu Domnul Iisus, timpul nu-mi permite să vă spun, și Domnul Iisus Hristos îi spune, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Trebuie să vină și momentul acesta, când ai credința adevărată, când te întâlnești cu Hristosul cel adevărat și ai credința adevărată, se întâmplă fenomenul următor. Te naști din nou. Când credința ta se întâlnește cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, te naști din nou, se întâmplă ceva cu tine. Nu pot explica și niciun teolog de pe lumea aceasta nu poate să explice ce-i nașterea asta din nou. Dar este un lucru real, dragii mei, care ni se întâmplă fiecare dintre noi când ne întoarcem la Hristos. Are loc o schimbare a minții noastre, a inimii noastre, are loc ceva încât oamenii din jurul nostru vin și întreabă, ce s-a putut întâmpla cu el? Eu nu pot trecea, că înainte blăstăma, astăzi ce laudă pe Dumnezeu. Înainte cântam în bar cântări mizerabile, zice, astăzi cântă la biserică cu mâine pe sus. Înainte era curvat și nenorocit, zice, iar astăzi își cinstează soția și are o familie deosebită. Cum s-a putut face nașterea din nou? Amin. Și Domnul Iisus Hristos spunea, trebuie să vă nașteți din înainte de a fi penticostan sau baptiști, Hristos a spus, fără naștere din nou, nu vedem împărăția și nu intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. Dar nașterea asta din nou nu se poate întâmpla oricum. Trebuie să venim în prezența cuvântului. Te rog, afișează în Roman 10 cu 17.
nu vrea să plec. Ne întoarcem pentru puțin la ideea de mai înainte cu credința. Că se leagă și de punctul acesta al doilea. Credința, cea mântuitoare despre care v-am spus, că nu e nici penticostal, nici baptistă, nici de altfel, credința asta vine în urma auzirii. Dar nu a știrilor și nu a lui Nete cu horoscopul, ci în urma auzirii cuvântului lui Hristos. Trebuie să vii la biserică, trebuie să deschizi Scriptura, trebuie să te pui pe genunchi și să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta care are putere, începe să te transforme. Începe să schimbe mintea ta. Și mai dintr-o dată îți dai seama că ceva se întâmplă. Să uitați soția, așa cum ați în minte, în urmă cu 26 de ani, eram în America, intrasem într-o biserică, eram golan. Vă mărturisesc că eram golan. După ce mi-am dat demisia din poliție, m-am dus în America, golan, cercel în urechea stângă, cioc și codă. Dacă vă puteți imagina. Și m-am dus la biserică. Dar acolo la biserică m-am întâlnit cu cuvântul lui Hristos. Și dintr-o dată am început să plâng și cuvântul acesta m-a luat în primire. Și viața mea a început să se schimbe. Și m-a întrebat soția cu fiecare zi care trecea, ce s-a întâmplat, omule, cu tine, că nu te mai recunosc. Nu mai spui bancuri, nu mai bei, nu mai fumezi. Ce s-a întâmplat cu tine? Că nu înțeleg. Eu n-am știut să-i spun că e nașterea din nou, că nu citisem pe acolo. Eu când n-aș înțelege cu citirea pe acolo. N-am știut, dar atâta i-am spus. Nu știu, dar îmi place. Nu știu ce se întâmplă cu mine, dar îmi place. Slăviți să fie numele Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu e foarte important. Nu știu dacă mi-am timp. Am aici o poezie oară scurtă, nu-i bun, nu-i scurtă, nu-i scurtă, nu-i scurtă, nu-i scurtă. Poezia Biblia, a mie e dragă, nu știu pe el rost. Eu nu o să o recit, că fratele meu s-o citesc. L-am cunoscut pe cel care a scris poezia aceasta, pe fratele Dugulescu, încă era în viață când l-am cunoscut. Și au zis ce spune poezia aceasta așa de frumos. Din mii și miliarde de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, mai scumpă decât orice ce pe lume, e Cartea Vieții Sfinte, Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul, prin ea cunoaștem tot ce a făcut, în ea se oglindește viitorul și sutele de viacuri ce au trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și spune să se întoarcă din păcat. Din ea țâșnesc izvoarele iubirii și sângele ce ne-a răscumpărat. Ea nu e o carte ca și celelalte, ea e cuvântul celui veșnic sfânt, e taina lucrurilor preînalte ce a lăsat-o Domnul pe pământ. Și cartea asta plină de îndurare îmi spune mie că sunt păcătos. Că eu eram sortit pentru pierzare, însă în locul meu muri Hristos. O, câtă pace, câtă fericire în cartea asta sfântă am găsit. Oceane, mări și fluvii de iubire în sufletul meu gol au năvălit. Viața mi-a umplut-o de lumină și în pieptul meu un cer întreg a pus. M-a ridicat din pulbere și tină și mi-a îndreptat privirea spre Iisus. Mi-a dat puterea să iau în spate. Mi-a dat și alte cărți, nu pot să-mi dea. Belșug de pace și de bunătate am câștigat mereu citind în ea. O, carte sfântă, Biblie divină, te voi citi și te iubi mereu. Pe calea îngustă tu mi-ești lumină și pașii mi-i îndrept spre Dumnezeu. Prin cartea asta poți primi iertare și tu, ascultătorule iubit. Și viața ta va fi o binecuvântare, așa cum tu nici când